Meteorologii avertizează că se prelungește codul roșu de caniculă care a cuprins toată țara. Avertizarea de căldură extremă cu temperaturi de 42 de grade Celsius la umbră este valabilă și pentru ziua de miercuri pentru majoritatea regiunilor, inclusiv județul Hunedoara. Inspectoratul Teritorial de Muncă anunță angajatorii că în perioada în care temperaturile depășesc 37 de grade Celsius și indicele temperatură-umiditate depășește pragul valoric de 80, pe o perioadă de cel puțin 2 zile consecutiv, au obligația de a asigura unele măsuri de protecție pentru salariații care lucrează în aer liber. Cei care nu respectă măsurile impuse de lege în ce privește munca angajaților în timpul unor temperaturi extreme, riscă amenzi de la 1500 până la 2500 de lei. Iată și câteva dintre măsurile de protecție pentru cei care lucrează în aer liber. Reducerea intensității și ritmului activității fizice, asigurarea ventilației la locul de muncă, alternarea efortului dinamic cu cel static, alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locurile umbrite cu curenți de aer, asigurarea apei minerale între 2 și 4 litri pe persoană pe schimb, asigurarea echipamentului de protecție. Angajatorii care nu pot asigura condițiile de mai sus vor hotărî de comun acord cu reprezentanții sindicatelor sau cu reprezentanții aleși ai salariaților, după caz, modificarea programului de lucru și eșalonarea pe 2 perioade, dimineața până la ora 11 și după amiaza de la ora 17.